Domnului din Plângeri de Ieremia, capitolul 3, cu versetul 26, începând pagina Scripturii 800. Plângeri de Ieremia, capitolul 3, începem cu versetul 26. Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Este bine pentru un om să poarte un jung în tinerețea lui, să stea singur și să tacă, pentru că Domnul i-a pus pe urmați. Să-și umple gura cu țărână și să nu-și piardă nădejdea, să dea obrazul celui ce-l lovește și să se sature de ocări. Amin. Amin. Mă rog să le ocupați, Domnul. Iubiți oase surori, stimați oaspeții casei Domnului, stimați tineri, adolescenți, copii, suntem din nou în casa Domnului și permiteți-mi să apreciez și să vă laud pentru slujirea de calitate pe care o aveți atât în formația corală, cât și la orchestră, cât la grupurile care sunt aici. Am avut să văd prezența dumneavoastră seara aceasta cu disciplină în marea majoritate înainte de începerea slujbei și vă apreciez pentru asta. Dumneavoastră trebuie să spuneți slăvit să fie Domnul. Și apoi, permiteți-mi conform învățăturii de aseară să vă spun că vă apreciez în toate aceste lucruri, dar vă văd prea trecuți. Ați avut niște cântări pe care frații s-au străduit să le cânte cât mai bine. Dacă cineva vă provoacă, spuneți un amin. Dar ca să spuneți Domnul să vă binecuvinteze, cum am văzut, aveți nevoie de repetiție. Dar n-am văzut așa o disponibilitate, măcar amin sau slăvit să fie Domnul, ce ziceți. V-aș ruga, dar e mult să vă spun un lucru pe care l-am constatat în viața mea. Am constatat că mi-e greu să spun slăvit să fie Domnul, că firea mea nu prea mă lasă. Dacă aș trebui să spun și bună ziua, mi s-ar da de numai una. Aș vorbi și bună, și grozavă, și așa. Dacă îți vorbesc și bună, Domnul, că merită slăvit, firea nu mă lasă. Dar eu, prin Duhul, supun firea și spun slăvit să fie Domnul. Amin. Biruiește, fratele meu, la adunare, Doamne ajută! De autobuz n-ai și poți spune niciodată slăvit să fie Domnul, spui peste ciudat la tine. La locul de muncă, când muncești, să spui slăvit să fie Domnul, spui te colegii ciudat. Dar casa Domnului este un loc în care este slăvit Domnul. Am avea noi predicatori, pune-mă avea noi cântăreți, pune-mă avea noi păstori buni, dar toată slava, cinstea și gloria este a Domnului. Ne trebuie să ne învățăm și o dăm, Doamne ajută! Câte vreme suntem disponibili pentru asta, să vede, să schimbe atmosfera. Când ne smerim și îl lăudăm pe Domnul, când ne smerim și ne rugăm, Dumnezeu celor smeriți le dă har. Și când Dumnezeu dă har, Domnul se schimbă. În seara aceasta aș dori să vorbesc, și pentru că s-a discutat despre aspectul acesta, tinerilor, adolescenților, dar nu numai lor. Pentru că aici sunt părinților, sunt frații surori care sunt prezenți aici și aș încerca să combin mesajul meu în așa fel încât să fie folositor tuturor. Se vorbea în locul acesta despre cum își va ținea tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul tău. Cuvântul Domnului este și plângerile lui Ieremia pe care l-am citit eu în seara aceasta. Este bine pentru un om să poartă un juc în tinerețea lui, să stea singur și să tacă, să-și umple gura cu țărână și să nu-și piardă nădejdea. Nu numai atât, să dea obrazul celui ce-l lovește și să se sature de, adică nu așa simbolic ceva, ci să se sature. De ce? Constatăm din ce în ce mai mult, iubiții mei frați și surori, stimați tineri, că nu suntem pregătiți pentru viață. Devenim mofturoși, devenim oameni care începem un lucru și nu-l mai terminăm, devenim oameni care nu-i mai ținem promisiunile, devenim niște oameni slăbuți, ca să nu folosesc altfel de termen, pentru că perioada tinereții noastre, părinții noștri, se poartă cu mănuși cu noi. Efectiv, ne împlinesc toate mofturile noastre. Și problema este că intrăm nepregătiți în viață de familie, intrăm nepregătiți în viață. Efectiv, nu știm să apreciem lucrurile pe care le avem. Spunea fratele, ne-a binecuvântat Domnul în seara asta să suntem aici. Fiecare dintre noi spune, toate să fie Domnul. Dar dacă ne-am pune în pielea celor din Siria, de exemplu, care stăteau și ei liniștiți ca noi, care aveau și ei apartamente, care locuiau și ei aveau servici, fără să le ceară cineva, faceți un referendum dacă începe război sau nu. Fără să le spună cineva, nu meritați, băi, să aveți pace. Nu meritați, așa sunteți voi. Care merită de aici să aibă pace? Niciun rău. Și cu toate acestea, fără acordul lor,
fără să fac un referent, s-a început un război prin care milioane și-au lăsat casele, și-au lăsat munca, și-au lăsat totul, și-au luat copiii și-au plecat, care eu mai avut, că au fost copii răpiți, că au fost copii omorâți, că au fost familii distruse. Eu luat și privegesc astăzi în toată lumea și sunt la buletinul de știri peste tot. Și tu ești în casa Domnului, cu copiii lângă tine, poți să crezi pe tare, dacă vrei, dacă nu taci din gură, te uiți în altă parte și fratele spune, fraților, mi s-a dat un mare har și rog să aude, slăvit să fie Domnul, stăm liniștiți, pentru că nu știți să faci comparațiile astea. Este bine pentru un om, în tinerețea lui, ca să fie pregătit pentru viață, să pună un jug pe umerii săi. Jugul te face să nu folosești toată potențialul pe care îl are. Atunci când alergi un tânăr, poate alerga la un moment dat cu 40 de km pe la oră, să presupunem. Când a pus jugul pe umărul lui, nu mai poate alerga chiar așa. Jugul ăla îl cam încurcă. Și Biblia spune, învață-te să-l porți. Învață, dar mă încurcă. Nici o problemă. Aleargă cu el. Lucrează cu el. Poartă jugul ăla. Nu numai atât. Îl vorbește cineva și îți dă un cuvânt, îți spune, imediat cum servești ca la ping-pong, imediat ai o vorbă să-i spui el. Umpli-ți gura cu țărână. S-ar putea să ai și dreptate. Învață-te să mai taci. Învață-te să taci. Intri în căsătorie câteodată și mari scandaluri și probleme pe care le zic. Este că ai dreptate și nu mai termin cu dreptatea. Ești în stare să-ți desprind casa. Pentru că ai dreptate. Umpli-ți gura cu țărână și învață-te să taci. Pentru că dacă n-ar fi țărână, acolo îi spune cine știe ce. Așa bulbui, buroșește, roșește, obraz, dar nu știe nimeni ce vrei să spui. De ce? Pentru că ți-ai umplut gura cu țărână și numai atât. Învață-te să fii lovit. Învață-te. Mari luptători care luptă în ring, știți ce fac? Oamenii ăștia au oameni special plătiți pe care îi roagă să îi dea cu palma peste față. Îi dă la o palmă. Sau doar îi spune, dă-și pe partea asta și dă, îi mută capul așa, pac, și gata, ajunge pe asta. Mâine vine iară, iară de dă. La un moment dat nu mai dă cu palma, dă cu pumnul. La un moment dat spune, lovește-mă în ficat. Eu trebuie să-mi întăresc mușchi abdominali. Când intru în ring, adversarul meu, nu-ți va uita că eu zâmbesc frumos la el. Nu, el mă va lovi. Dacă nu sunt învățat cu loviturile, voi fi doborât knock-out din prima și ca atare nu sunt un bun pugilist, nu sunt un bun luptător. Este lovit tot timpul. Mușchii lui abdominal central se antrenează cu lovituri. Când omul acesta se antrenează tot în modul acesta, când are momentul meciului și când intră, celălalt vine la el și îi dă un pumn cum îi dădea antrenorul lui. Asta spune numai capul așa întreba, atât a fost băiatul. Dintr-o dată, celălalt își dă seama că ăsta a învățat ce înseamnă să fii în luptă. În luptă trebuie să știi și să dai, dar cel mai mult să știi să primești. Că dacă nu știi să primești, bocești cu toate drumurile, nu faci slujba, legi darul, trântești dar de jos. De ce? Pentru că tu nu știi să primești, tu numai să dai, să-i servești așa, să-i spui niște vorbe, să-l ieși pe ăla să nu doamnă toată noaptea, să plângă de vorba care i-a zis-o, când ți servești altul pe tine, dintr-o dată trântești toate lucrurile jos. Nu mai faci slujba, demisionezi din comitet și ai plecat. De ce? Să-ți omor. Frații mei, de aceea e atâta problemă în zilele noastre de astăzi. Pentru că nu știm lucrul acesta. Pe timpul unor împărați chinești au început reprezentanților din teritoriu, China era mare, să abuzeze de oameni, să-l ia tot ce aveau. Și atunci s-au ridicat o anumită grupare de oameni, numiți călugări Shaolin, care în templele lor se antrenau să lupte cu mâinile goale. Deci puteai să ai orice armă, la vremea aceea armele din foc nu erau, orice armă puteai să ai, omul ăla se putea apăra și te putea învinge cu mâinile goale. Au plecat foarte mulți tineri din China, satelilor, familiilor, fiind atacate de forțele guvernamentale care le luau tot ce aveau și făceau prăpăt, să se învețe să șapte în sate. Și mergeau la templul Shaolin și rugau pe maieștri de acolo, învățați-ne. Și maieștrul și spunea, tu vrei să înveți să te lupți cu mâinile goale? Da! Și vrei să te antrenezi? Da! Bun, de mâine intri la pregătire. Ce fac de mâine, bucuros? Elev, mâine iei măturoiul și mături frunzele de pe interne. Vă duce antrenamente. Mă, la mătura frunzele,
Venea seara la șef, la maestru, maestru, am măturat toate frunzele, ce fac mai? Mătura frunzele. O luni de zile mătura frunzele cu mătura, s-o sătura, s-o plictise. Maestru, dar poporul meu, satul meu, moare! Te rog frumos, nu faci absolut, eu cum mătura, ce pot face, nu pot urma. Tu chiar vrei să vezi noi? Vreau! Bun, de mâine începe! Ce fac maestru? Mâine e mătura și o mătura. Și mătura, elevul nostru cu măturoi frunzele care mai erau, imaginare care erau acolo, de după un tufiș iasă maestru cu o bucată de lemn așa sănătoasă și îi rade vreo câteva spinare și îi spune, maestru, de asta pentru ce? Dacă tu nu știi de unde vine adversarul, degeaba te învăț eu orice stil de luptă. Trebuie să știi prima de unde vine adversarul. Și cum învăț? Eu te învăț. El scrie, îi dă o carte și dă un ceai magic să știi de unde vine adversarul. Seara șurge venele, și întreabă, maestru, mâine ce fac? Mătră șurță mâine. Și iar la mătura frunze, după un copac, iese maestru cu creionul lui. Și-i mai era de două. În fiecare zi la bătaie, după o lună de zile, când spatele era numai vârst, făcute pe diferite direcții, când maestru ieșea după un tufiș și asta mătura, așa stil, spunea, maestru este acolo. Când maestru vrea să ia după un copac, maestru este acolo. Și maestru spune, abia acum poți să intri să te învăț să lupți, pentru că știi de unde vine adversarul. Întrebarea mea, frații mei, cum de l-a învățat maestru ăsta pe elevul ăsta să știi de unde vine adversarul? Cum e? Cum? Ce-a folosit? Știți că și noi avem un adversar care iese, gândește. Și Domnul ne antrenează și așa sunt sucit lângă noi. Și ăla ne antrenează pe noi și noi suntem supărați. Suntem, de ce l-ai așezat? Dur pe ăsta de aici. Și nu mă suferi, dar te antrenează Domnul când vine să apela, stii de unde vine, măi. Să cunoști de unde vine. Dar noi suntem deranjați în continuu. Încercările vieții, tocmai asta dezvoltă în noi. Simțământul de a ști unde trăiești, de a avea o impresie clară a zonei, de a cunoaște. O să vedeți oamenii care sunt trecut prin încercări, care au avut probleme cu copiii, probleme în familie, probleme la servici. Oamenii au făcut altfel lucrurile. Închid și tu te uiți la problema ta, cât o calcat pe tine de bombel și tu trebuie să-ți cumpere altfel în tot. Ăsta vede toată situația. De ce? Pentru că antrenamentul vieții l-a făcut să vadă de unde vine adversarul și ce urmărește, în timp ce tu te plângi din bătătura făcută. Frații mei, stimați tine, aș vrea să vă vorbesc astăzi că Dumnezeu are planuri mari pentru fiecare dintre noi. Planuri vrednice de Dumnezeu, stăviți între noi. Marea problemă este că foarte mulți tine nu pot accesa acest plan, nu pot să se bucure de acest plan, pentru că nu rezistă la câteva provocări pe care aș vrea să vi le spun. Sunt niște provocări care verifică dacă te vei ridica la nivelul la care vrea Dumnezeu sau nu. Dumnezeu are pregătit pentru tine un soț, o soție. Dumnezeu are pregătit pentru tine o lucrare. Dumnezeu are pregătit pentru tine o menire. Dumnezeu are pregătit pentru tine darul. Dumnezeu are pregătit pentru tine un plan, vă repet, vrednic de Dumnezeu. Dacă acel plan să se deruleze în viața ta, trebuie să se vadă că ai făcut față provocărilor vieții. Că nu te încarcă Dumnezeu cu toate darurile, cu toate bunătățile și tu cazi în nas la prima încercare. Că atunci degeaba s-a făcut investiția în tine. Degeaba. Sunt o grămadă la ora actuală de oameni care s-au ridicat pe firmamentul creștinismului și au căzut temiri unde și în ce. Și au făcut de râs și bisericile și familie și așa mai departe. Se merită investiția? Știu că te aștept să te folosească Dumnezeu, dar faci față la provocări. Prima provocare pe care au tineri în ziua de astăzi și adolescenții este să asculte de părinților. Este o provocare foarte mare, extraordinar de mare. Știți de ce cauză? Mai de mult era mai ușor să asculte de părinți. De ce? Pentru că părinții erau cei ce știau cel mai mult în casă. Părinții prin viața prin care au trecut știau o grămadă de lucruri. Și învățau pe copiii lor lucrurile pe care le știau ei puține. Momentul actual este un moment în care cunoștința a explodat, în care tehnologia, știința și, în mod special, domeniul acesta informatic a explodat în știință. Tinerii au acces mult mai pricepuți decât părinții în orice domeniu. Trebuie să recunoaștem că copiii noștri în domeniul acesta sunt mai pricepuți, mai inteligenți ca noi. Numai marea problemă este că cunoștința, fără dragoste, face un lucru. Îl face mândru, arogant,
Îl face că știe exact, Tatăl lui a rămas, nu știe câte planete în sistemul nostru solar, Calea Lactee. El știe câte s-o descoperit la ultimul moment și știe și câte sisteme solare mai sunt împrejurul Căii Lactee. El știe o grămadă de lucruri. Sunt enciclopedii pe picioare, știu să folosească telefonul, tableta, știu să intre în orice domeniu, pot să verifice anumite date și toate lucrurile astea le sunt la îndemână. V-aș ruga, stimații mei tineri, nu lăsați ca lucrurile astea să vă provoace mândrie și aroganță. Și mândria asta și aroganța să vă facă să-i priviți pe părinții voștri de sus. Pentru că în momentul când îl priviți pe babacul de sus, în momentul când începeți să-l jigniți cu asemenea cuvinte, tu vrei să arăți că cunoști o grămadă de lucruri. Și nu uitați, ăsta e testul lui Dumnezeu să vadă meriți tu să primești și să accesezi planul lui Dumnezeu. Ori de câte ori trântești tu să-l nas părinților tăi, că ți-au cerut ceva ce nu ți-a convenit. Nu uita, iubitul meu, încă nu ți-a pus nimeni jugul pe umăr. Încă nu te-a lovit nimeni peste obraz ca să te saturi de ocări. Că părinții au milă de tine. Câteodată îți spune părintele, sunt obosit, te rog să te duci în bucătărie și să faci să speri vasele, că au rămas de la amiază așa. Dar eu acum mesajez pe WhatsApp, dar eu acum mă uit pe Skype. Dar acum am treabă, chiar acum, trântești tu și așa plecat. Undeva se notează. Undeva se notează. Dar că noi cred că chestiile astea nu se văd. Toate se notează, stimați tine. Poate că în funcție de lucrul ăsta se creează tot viitorul tău. Tot viitorul tău. Accidentele te vor ocoli sau nu. Bolile te vor ocoli sau nu. Cancerul te vor ocoli sau nu. În funcție de asta. Pentru că Biblia spune că există o poruncă care e însoțită de o făgăduință. Restul poruncilor sunt porunci. Dar există o poruncă în care Dumnezeu ne încurajează, ne dă bonus pe lângă ea ceva, ca noi să o putem împlini, să fim fericiți. Și anume, cinstește pe tatăl și pe mama ta. Este cea din tâi poruncă însoțită de un bonus ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și stimați mei, părinți, nu v-aș ruga spuneți-le copiilor voștri asta. Pentru că vezi pe copilul tău să trântești cu fundul de pământ că vrea ceva. Și tata îi spune, e superactiv, așa e el. Nu e superactiv, e o brază. Trebuie să-ți dai seama că el începe să fie influențat de ceva. Aduceți-vă aminte că într-o zi la Domnul Iisus Hristos a venit un tată. Și fiindcă Domnul era plecat puțin mai departe, a vorbit cu ucenicii lui și a spus că copilul lui este muncit rău de un drac care îl trântește ba în foc, ba în apă și chinuie în continuu. Ucenicii au încercat și ei cum i-a învățat Domnul, dar nu prea mers. Și atunci a venit Domnul și tatăl ăsta a spus, am venit la ucenicii tăi, dar nu au făcut nimic. Te rog, dacă poți, ajută. Domnul a spus, dacă pot, poate lucrurile se putem să celui ce cred. Și apoi Domnul a făcut o simplă întrebare. De când face copilul tău așa? Știți care e răspunsul acelui tată? Din copilărie. Din copilărie. Noi ne așteptăm ca diavolul să intre numai în oameni care fac cine știe cine zbâte și să aibă aprobare. Nu! Diavolul caută o portiță, o fisură, să intre. Nu contează că copilul tău sau păstornic. Nu contează. O fisură. Lasă-l să se enerveze. Lasă-l să înroșească tot. Pentru că el nu-i decât o formă prin care cineva se lipește de el și apoi intră în el. Și mai scoate-l dacă poți de acolo. Îți trebuie post, îți trebuie rugăciune, îți trebuie unitate frățească, îți trebuie grămadă de lucruri. De când poți rezolva problema simplu. Ca părinte, fii atent, vorbește copilului tău. Stimați tineri, v-aș ruga tare mult, țineți cont de lucrul acesta. Ascultarea de părinți este o provocare. Cunoștința noastră multă nu ne dă dreptul să fim aruncați, să-i privim de sus și să ne ascultăm în baza asta de părinții noștri. Știți de ce nu ne dă dreptul? Pentru că avem cel mai mare exemplu în Biblie. La ora actuală știm de atomi, de celule, la ora actuală știm de calcule, la ora actuală știm matematică destul de multă, dar nu suficientă, la ora actuală știm o grămadă de lucruri. Cel prin care s-au făcut toate cele văzute și cele nevăzute, cel care știe și ce noi l-am descoperit, este Iisus Hristos, slăviți-i genunchi. Și El a venit în lumea asta. Și Dumnezeu l-a rânduit să crească într-o familie cu doi părinți, Iosif și Maria.
nu erau doctor, docenți la universitate din Oxford. Erau niște țărani simpli. Ce ar trebui să facă Domnul cu cunoștința și știința lui, ca Fiul de Dumnezeu, care știa dezintegrarea Domnului, care știa cum e făcută lumea, care știa toate planurile lui Dumnezeu, cum ar trebui să se poarte el, dacă eu știu numai și ție, nu ca și tânăr, și nu mai încă în viere. Eu știu numai puțin și îl tratez pe tata că nu știe Domnul, nu cunoaște, e cleos în domeniul ăsta, nu pricepe. Cum ar fi trebuit? Permiteți-mi să vă citesc un pasaj biblic din Luca, capitolul 2, cu versetul 49. Domnul Iisus Hristos a rămas la Ierusalim și a rămas în templu, discutând cu învățații rabini de acolo. Și părinții lui l-au căutat. Când s-au întors, l-au întrebat: fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Versetul 48. El le-a răspuns: de ce m-ați căutat? Oare nu știți că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Dar ei n-au înțeles spusele lui. Și în domeniul ăsta, el vorbește pe un termen, pe un nivel în care ei n-au putut precepe ce vorbește Domnul. Dar Domnul vorbea bine aici? Ce ar trebui să facă Domnul? Nu mă înțelege, Domnul. Nu mă înțelege, nu mă pricepe. Ăștia nu mă pricepe. Cum să fiu supus la niște oameni de ăștia care nu înțeleg ce le spun eu? Nu pricep ce le spun eu. Atenție, se spune versetul 51. Apoi s-a coborât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Cum ar trebui să fie el? Să fie supus lui Iosif și lui Maria? Da. Le era supus. Stimați bine, prima provocare pe care o veți avea când o veți întoarce acasă va fi să ascultați de părinții voștri. Multe lucruri vi se vor părea ușoare, pentru că faceți un anumit termen din negociere cu părinții voștri. Sunt lucruri pe care părinții îndrăznesc să vi le ceară. Dar sunt lucruri pe care părinții nu vi le mai cer niciodată, pentru că știu ce ați făcut, ce criză ați făcut ultima dată când vă cerut așa ceva. Ei bine, v-aș ruga din seara asta, creionați-vă un viitor binecuvântat și ascultați de părinții voștri și fiți-le supuși. Amin. Și aici am spus, amin, părinți bucuroși din aspectul ăsta. Aș ruga, parcă aș vrea să-i pun deoparte așa pe tineri, să se audă aminul din gura lor, pentru că este, într-adevăr, o mare provocare. Al doilea aspect pe care vreau să-l subliniez la capitolul acesta, ascultat de părinți, cum v-am spus, este faptul că în timpul copilăriei voastre se creionează fericirea și durata vieții voastre. Se creionează atât calitatea, dar cât și cantitatea. Ca să trăiești mult înseamnă cantitate și poți trăiești mult și chinuit. Poți trăiești mult și sărat. Poți trăiești mult și mai împrumuturi. Poți trăiești mult și în acasă. Poți trăiești mult și bolnav. Dar spune Biblia și să fii fericit, ceea ce înseamnă calitate a vieții pământești. V-aș ruga, stimați tineri și adolescenți, Dumnezeu se uită la modul în care ascultați de părinții lor. Nu se uită la modul în care ascultă copiii păstorului de tatăl lor ca să te răspătească pe tine. Ei îi va răspăti. Pe tine te va răspăti cum asculți de părinții tăi. Nu e așa că cu ei e mai ușor să ascultați de părinții altora. Ce bine se poartă cu ei. Ce lucru grozav de pare. Am fost la cineva în vizită și e extraordinar, ce frumos se poartă cu ei. Păi că aș vrea să fie acela la tata meu. Tu ai tată și mamă. Tu de ei trebuie să asculți. Chiar dacă sunt în spui tu ciudat, dar asta trebuie. Dumnezeu pentru ei te va evalua dacă ai ascultat sau nu. Ți se pare că altul ascultă ușor, dar dacă ți-ar spune adevărul, vei vedea că și ăla e nemulțumit. Majoritatea tinerilor sunt nemulțumiți de părinții lor. Trăim astăzi într-o lume în care anarhia este la acasă, în care sociologii încurajează pe copii, societatea încurajează pe copii la neascultare, pentru că doresc să se desprindă de părinți, să-i scoată după autoritatea aceea și apoi să se folosească după cum vor ei în toate domeniile, ca să nu vorbesc de domeniile în care vor să se folosească de ei. Prima provocare pe care o copiii din ziua de astăzi, adolescenții și tineri, este să asculte de părinți. În funcție de provocare aceasta, vă putea merge mai departe sau nu. Aș vrea să vă spun foarte clar. Toți oamenii care n-au ascultat de părinți doar au slăbit în viață. Toți. La ora actuală, cunosc un frate păstor care, cu toate că a crescut într-o familie de credincioși și-o pierdut ca perioada adolescenței și a copilăriei, de vreme să facă ce vrea el. S-o prietenit cu cine vrut el.
nu mă interesează prin pocăința părinților mei și așa mai departe, nu mă interesează. Părinții lui plângeau, măi, vină la adunare, fii în casa Domnului, hai și tu cu noi, la urmă mă interesează pe mine așa ceva. O plecat în lume, spunea că venea seara abiat acasă, o găsea pe mama lui pusă la căpătâie patului, la 1, 2, dimineața, se ruga pentru el. Se ruga, pășea peste ea, se ducea să sculca liniștit, fără nicio problemă. Se scula dimineața, trebuia ce are din mâncare, pleca mai departe. La un moment dat, rugăciunile mamei l-au făcut să aibă o cercetare și au venit la pocăință. Au venit la pocăință. Sigura lui rugăciune a fost, Doamne, să nu-mi fac un copil și am făcut eu un mami mea. Să nu-mi fac un copil și am făcut eu mami mea. La ora actuală are un băiat frumos. Are mai mulți copii, un băiat frumos care cântă. Un băiat deosebit. Când e cu pocăinții, zis că-i pocăit. Când au plecat cu prietenii lui, fumează și-l via de numai. S-a dus, stai, să vorbim cu el. Măi, băieți, măi, toată lumea, asta e situația cu ăștia, cu ceilalți, chiar m-am întâlnit cu el. Ce faci, băieți? Care e situația? Uite, noi suntem lângă tine. Suntem, frate, grățel, vreau să spun sincer, să nu-mi fac băiatul ăsta ce am făcut eu mamei mele. Eu abia acum am dat seama ce am făcut eu mamei mele. Eu acum îmi dau seama cum mi-am răspuns mamei mele. Eu acum îmi dau seama ce-mi face el. Cum treceam peste ea să mă duc să mă curt, puțin împățat să roagă pentru mine. Și acum eu cu nevasta stăm în post de atâta vreme. Și copilul ăsta, uite ce mi-i face Domnul. Pentru că lucrurile astea se plătesc, stimații mei, tine. Se plătesc. Nu s așa, Doamne, treci cu vederea. I-am zis cu mama lucrul ăla și tu ești îndurător și te plătesc. Că de asta Dumnezeu te spune, de atunci îți creierezi viitorul. De atunci. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vă spun lucrurile acestea pentru că foarte mulți oameni se joacă astăzi cu pocăința și o tratează așa foarte ușor. Pocăința așa, frații mei, știți, Dumnezeu nu o posește iertând. Noi trebuie să avem și de-al din lucru. Nu, frații mei. Pocăința e ceva serios. Pocăința trebuie trăită la nivelul care trebuie. Doamne ajută! De foarte mult eu mă întâlnesc cu frați care ascultă ceea ce spun din Evanghelie și spun, băi, dar tu ești legalist, grozav, măi. Tu ești un taliban spiritual. Și trebuie să le spun că aș fi vrut să fiu legalist. De ce? Pentru că legea e mai lejeră ca harul. Legea este mai lejeră ca harul. Legea îți spune să nu omori pe nimeni. Adică să te duci să strângi din gât și ăla să nu mai sufle să moară. Legea spune, dacă l-ai omorât, ești pe lejer. Știi ce spune harul? Dacă urăști pe fratele tău, ești un ucigaș. Care mai dur? Legea sau harul? Legea vine și spune să nu curești. Harul spune să nu te uiți la o femeie cu gând să păcătuiești, ca și cu tine în inima ta. Care mai dur? Legea sau harul? Să tu cămadă. Noi suntem cu harul. Doamne ajută, frate mei. Doamne ajută! Harul e mult mai strict ca legea. Pentru că harul, prin Duhul Sfânt, ne ridică pe o poziție unde să trăim lucrurile acestea. Dumnezeu să ne ajute. De aceea, când mai întâlniți frații astea care așează pe ea cu legea și cu harul, puneți-i să pregească ce-i harul din ghie, ce cere harul, ce cere legea. Și atunci o să fiți o discrepanță foarte clară a acestor lucruri. Legea e mai lejeră ca harul. Ori harul ne cere o trăire spirituală deosebită, pentru că am primit și Duhul lui Dumnezeu, Doamne ajută! De aceea, prima provocare pe care au tine și pe care am dorit să o subliniez în seara aceasta este provocarea de a asculta și de a-și respecta părinții. A doua provocare pe care au tine în ziua de astăzi, care schimbă destinul foarte... Stârnesc dragostea înainte de vreme. Fiecare dintre noi suntem dotați de Dumnezeu să interacționăm, să iubim, să apreciem, să schimbăm și așa mai departe. Însă, conform învățăturii biblice, fiecare lucru își are vremea lui. Există o vreme a războiului și există o vreme a păcii. Există o vreme a iubitului și o vreme a urâtului. Există o vreme a nașterii și o vreme a morții. Toate lucrurile își au vremea lor. Și aș vrea să vă spun, vremea iubitului își are vremea ei. Ca atare, trăim astăzi într-o lume coruptă care luptă împotriva lui Dumnezeu. Și care vine să spune, nu are importanță lucrul ăsta. Nu e important că tu trebuie să înveți acum. Că-i timpul că tu trebuie să înveți. Nu are importanță că ai 12 ani. Nu are importanță că ai 10 ani. Îndrăgostește-te. Dacă nu, strânește dragostea.
Cum va strănește? Trimite SMS-uri, trimite bilețele, trimite poze, trimite, dar strănește-o. Când mai ce ai strănit-o, de învățat nu mai vezi, de părinți nu mai asculți, efectiv, de Biblie nu mai ai grijă, pentru că efectiv trăiește în stresul acesta. Trăim astăzi într-o vreme când sub ochii îngăduitorii părinților creștini, copiii noștri de clasa 1-a, 2-a sunt îndrăgostiți. Și noi îi bucurăm grozav că ei trăiesc momentele astea deosebite. Și fac ei. Măcar aia de lume au finalitate, știți de asta. Trăiesc în păcate, se adună la party, dar nu știu ce fac, stau la ragaz cu foc mic, asta la. Și cu îngăduința noastră. Cu îngăduința noastră. Și toate astea lucrurile le știm, le cunoaștem. Vrem ca apoi să-i folosească Dumnezeu. Cum dacă El e uzat de atâta te iubesc? Cum dacă El e uzat de atâtea mesaje pe care le scrie, că atunci când ajunge să se căsătorească, nu se mai cred unul pe altul? Pentru că au avut de 6-7 prieteni. Ei nu mai știu până unde au ajuns. Pentru că au stârnit dragostea înainte de vreme. Spune Sfânta Scriptură, în cuvântul Domnului, dumneavoastră cunoașteți lucrul acesta din Cartea Proverbelor, nu stârni dragostea până nu vine ea. Aș vrea să vă spun că există o vreme când dragostea e legitimă să vină. Atunci când e vremea, și vremea e atunci când poți să întreții o familie. Nu s-a putut dacă ai 20 de ani, de acum chiar că trebuie să stârnești dragostea. Nu, nu. Dacă n-ai casa ta, dacă n-ai serviciul tău, dacă nu-ți întreții familia, dacă soția ta rămâne sărcinată și naște un copil, tu ai cu ce întreține? Sau vii la tata și la mama, mama, tata, m-am îndrăgostit. Bun, e bine că te-ai îndrăgostit. Și faci? Nu-i căsătorim. Bun, și unde stați? Asta e deja problema ta. Și cu ce mâncați? Deja e problema lui mama. Dar e important că noi ne iubim. Foarte mulți tine trăiesc cu impresia asta. Foarte mulți dintre ei sunt dezoluționați de viață. S-au căsătorit așa în iubirea lor din liceu, din la 17-18 ani și s-au trezit dintr-o dată că viața le cere să plătească chiria, că viața le cere să aibă mâncare pe masă, că copilul ăla mic are nevoie de mâncare și să mai îmbolnăvește, are nevoie de medicamente care nu sunt ieftine, că dintr-o dată îi spun, dar ce înseamnă asta? Asta e viață? Nu, iubire. Iubire, iubire, aici se duce, în direcția asta, că trebuie să fii responsabil. Când ai iubire adevărată, ești responsabil, îl iubești pe celălalt și ești gata să te îngrijești de el, de casa ta. Asta e iubirea care trebuie prezentată. Altfel, frații mei, e problemă. A fost invitat odată să predic la mormântarea la un băiat de 14 ani, care a plecat cu alți băieți la scădat. El s-a necat. M-am dus în familia Cerro, am fost la debordătare și când am ajuns acolo, tatăl lui îmi spunea, așa un băiat de cuminte a fost, așa un băiat de bun a fost. Îl plâng toți, dar cel mai bun ce îl plânge prietena lui. Prietena lui care stă la capul și creierul și plânge mai mult ca mamă sa. Și eu, pulversat, așa îmi întreba frate, dar el la 14 ani avea prieteni, da, ce bine se înțelegeau, ce bine, termina școala, se căsătoreau, aveau plan, aveau putat, bun, 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 se înțelegeau bine. Vreau să-mi trebuie comentariu, la 14 ani el avea prieteni, fi Domnul Iisus Hristos l-a invitat în viața lui, copilul dumitale, dar el avea prea pe asta. Nu considerați că lucrurile sunt inversate, frații mei? Sunt prea tineri copiii noștri să cânte în orchestră. Sunt prea tineri să vină la adunare. Sunt prea tineri să asculte predici. Dar nu sunt prea tineri să trimită SMS-uri de dragoste. Nu sunt prea tineri să înțelege prietenii. Nu sunt prea tineri să aibă spatele neacoperit. Nu sunt prea tineri. Foarte mulți dintre noi mergem cu impresia asta și cu subiectul ăsta Biblic care vine și spune că dacă părinții sunt credincioși, copiii sunt sfinți. Asta e frițerii de legată, pe care soțul necredincios îl dă soției necredincioase ca copiii care se nasc să fie sfinți, considerați de Biblie. La fel, dacă părinții sunt credincioși, copiii sunt considerați. Până când? Pentru că sunt foarte mulți frați mei noștri, unii dintre ei chiar și slujitori, spunea, băiatul tare, băiatul tare. Nici o bătă, nu te grăbi, tu poți să prietenești cu cine vrei, poți să faci ce vrei, te botezi la 30 de ani, pentru că dacă noi suntem credincioși, tu ești sfânt până la 40 de ani. El are copilărie prea lungită, înțelegi cu ideea. Oare pe unde mergi
sfințenia asta delegată, pe care o întindem noi așa și avem băieți care efectiv știu de toate, dar numai nu se botează. Avem fete care efectiv știu de toate, dar numai nu se botează. De ce? Pentru că cineva i-a învățat nimic că sfinți. Îi spun minciuni, îi înjură, ei trăiesc cum trăiesc, dar ei cineva i-a învățat că sfinți. Până unde merge sfințenia delegată? Iubiții mei, spune Biblia. Păi de unde merge? Că mântuirea nu vine de la români. Mulți dintre noi cam așa credem. Când se vorbește ceva de pocăință, spune noi la noi. Dar Domnul Iisus vorbea cu cineva și cineva îi spunea, unde se vor închina oamenii? Prin muntele ăsta sau la Ierusalim? Și Domnul Iota e scurt. Mântuirea vine de la evrei. Cu toate că noi credem că am inventat-o noi. Vine de la evrei. Bun, la evrei, când era considerat un copil major? La 40 de ani? Nu. Spune Biblia la 12 ani, orice copil, Domnul Iisus Hristos s-a găsit la tine, la ce vârstă? 12 ani. La evrei, orice copil era dus la 12 ani la templu, pe momentul ăla putea să spui ce vrea el. La 12 ani recita din Tora și era numit fiul Torei sau fiul pedepsei. Că dacă în momentul ăla el se răzvrătea împotriva tatălui său și a mamei sale, putea fi executat, linșat cu pietre. Pe atunci nu. Pentru că era socotit ca unul care nu poate face diferența. Dar de la 12 ani încolo, el era privit așa. Acum, bisericile noastre, în biserica noastră, de exemplu, fetele pot primi botezul la 16 ani, băieții la 18 ani. Alte biserici fluctuează în funcție de lucrul acesta, în funcție de înțelepciunea pe care Dumnezeu a dat-o corpului pastoral. Însă, nimic nu-l oprește pe copilul meu și pe copilul tău, nimic nu-i oprește pe tinerii noștri care cântă în orchestră și se ridice în picioare și să spună de astăzi înainte îl primesc pe Iisus Hristos ca Domnul vieții mele. Că voi mă botezați la 20 de ani, asta e problema voastră. Pe mine mă interesează să-L am pe Iisus Hristos ca Domn. La școală, pe drum, acasă, Hristos să fie Domnul meu. Îi învățăm așa ceva? Știu că pot face asta. Am întâlnit tineri cărora le-am predicat și le-am vorbit din biserica noastră lucrurile acestea. Știți că la slujbele de evanghelizare, pe lângă oameni din sat, pe lângă oameni, veneau și acești copii în față și spuneau, ia să-ți înainte, vrem să-i aparținem lui Iisus Hristos. Frații spuneau, dar la 16 ani te botezăm tânărea. Nu-i problemă. Eu, vă rog, treceți-mă acolo că m-am hotărât pentru Domnul și la vremea potrivită voi lua și botezul. Dar eu vreau să-L am pe Iisus Hristos cu Domnul și Mântuitorul. Aș vrea să vă spun, stimații mei, lucruri pe care le-am văzut, pe care le-am auzit din altă biserică. Au fost tineri la care alte fete sau băieți, tot pocăiți, au spus, nu vrei să fim prieteni. Și tinerii ăștia au spus în felul următor, știu că se poartă, îmi place de tine, ești fată frumoasă, băiat isteț, marea problemă este că nu-i vreme. Acum eu am de învățat, acum am de crescut împreună și trebuie să stau alături de părinți, acum am de slujit în biserică, la școala duminicală, acum nu-i vremea, la 20 de ani să mă cauți. Până atunci să învățăm să vedem de treabă. Aș vrea să vă spun, au devenit olimpici. Înainte nu excelau. De când s-au focalizat să slujească Domnului, au devenit olimpici. Nu numai atât. Am avut în biserica noastră parte de un har la care puțin biserici ne-am auzit ca o parte. Și anume, am avut o trezire spirituală printre adolescenți. Știți ce înseamnă asta, frații mei? Se face o slujbă de joi seara. De joi seara, cum ea? Cu o grămadă de adolescenți care veneau la adunare și botezau fiecare seară pe șase. Boteza pe Domnul cu Duhul Sfânt, slăviți să fie Domnul. În foarte scurtă vreme, a cuprins toată aria aceea de adolescenți, Duhul Sfânt. Nu m-am gândit, dar darul. Mă trezesc într-o zi când mă sună unul dintre ei care era liderul lor, îi spune, frate păstor, putem să ne rugăm la rugăciune la demisolul bisericii? Măi, vorbiți cu administratul să vedeți ce ea, spuneți că am vorbit prin Dumnezeu sau rugăciune. Nu vă opresc eu de la rugăciune și de la post. Dar era și mie oarecum, mi-am dat telefonul un păstor asistent și a spus, frate Viorel, du-te până de la demisorul bisericii, vezi ce fac copiii aia acolo. Du-te și vezi ce fac ei acolo. Când i-a dat telefonul sus, plângând, și frate Viorel, nu vă vine să cred. Ce? Când am intrat jos la demisor, ei trebuiau să intre la ore, la ora 8 dimineața. Știți cât e greu scoală, copiii merg la școală. La ora 7, ei au venit la demisor. Era plin de 80 de ghiozdani, așa așezate pe centru, iar ei erau adunați toți într-un loc și se rugau toți cu mâinile ridicate, vorbeau în alte limbi, aveau profeții. La unul i-a spus,
Fii atent că astăzi diavolul te va ispiti printr-unul dintre profesori. Tu să vedești și să taci din gură. Numai mi-a spus, bagă țărână în gură. Tu să taci din gură. O plecat astea toți la școală, când am găjunea profesorul de matematică, în locul unul dintre pocăiți naturii. Nu că la matematică nu știe, dar ce mișto din el. Ăsta-i chinez să-i spune ceva. Dar tot o arătat, tot ai pus-o terminat, ăla fugea cu ochi. Și-o-mi primi lucrarea. Și-o-mi primi lucrarea. Deci ăla ceilalți să-i spună că și-o-mi primi lucrarea. De ce? Dintre ei erau un legăt. Majoritatea dintre ei sunt botezați la ora toată, sunt membri din biserică. Slăviți să fie Domnul. Dar trebuie să mi se spună că este un timp și o vreme pentru toate lucrurile. O să vedeți că nu mai pot învăța. La un moment dat când îl bănesc, devin posesiv. Când iubitul, prietenul, vorbește cu altcineva, dintr-o dată e geloasă, nu mai poate învăța. Efectiv, mai spus de părinți. Efectiv, își ruinează viitorul. Unii chiar au gândul de suicid. Și trebuie și în domeniul ăsta să ne rugăm. Să-i păzească Domnul, Doamne ajută! Trebuie să fim atenți, astea sunt lucruri care trebuie vorbite, la învol, prezentate. Trebuie vorbite în familie, deschis. Logic. Câteodată când nu vorbești logic și când apucă să îndrăgostească, poți să-i explici logic ce mai vrei. După aceea numai postul și rugăciunea mai are putere. Și purtarea cu dragoste cu ei. Ca să aibă un să-ntoarce. Dacă cumva le treci ceva prin cap, să vină acasă. Asta e nevoie. Și lucrurile astea trebuie să învățate. Nu stârni dragostea până nu vine ea. Văd astăzi tineri și tinere care s-au decis. Adolescenți, copii, care s-au decis să aparțină Domnului, care s-au pus deoparte pentru Domnul. Unii dintre ei nu le place cum arată în oglindă. Unii dintre ei când se compară cu, tot modelul de lumii acestea, se văd departe din casa mea. Aș vrea să vă spun, stimați tineri, nu vă uitați la lucrul ăsta. Dumnezeu se uită la inima voastră și ceea ce onorează Dumnezeu rămâne onorat. Amin. El știe să binecuvinteze. De aceea rămâneți în binecuvântare. Rămâneți sub îndurarea Domnului. Dumnezeu să vă ajute. Vreau să vă spun cuvântul acesta foarte clar. Văd că se seamănă de ce mai mult starea aceasta de lucru, că trebuie tu singur să-ți găsești viitorul. Vreau să vă prezint un lucru pe care îl văd greșit și pe care îl spun foarte clar. O să folosesc cuvântul Domnului din Luca, capitolul 7, cu versetul 29 și 30, dacă se poate afișa. Și tot norodul care l-a auzit și chiar oamenii și i-au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul Ioan. Și următorul verset, atenție! Dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul. Atenție, frații mei, ce spune versetul ăsta. Exista un plan al lui Dumnezeu, vremii de Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-avea și față de farisei și cărturari. Și planul acesta lui Dumnezeu se derula, îl puteai accesa, puteai să intri în componența lui și să-l cunoști doar dacă făceai un anumit legământ. Legământ care numim noi legământul în apă, botezul. Ei bine, farisei și cărturare, cei mai școlați și pregătiți oamenii în vremii respective, au zădărnicit, au anulat planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul. Vă las să-ți foarte mulți copii de-ai noștri, de-ai mei, de-ai voștri, ca să mă inclus și eu, că încă de la 17 ani spune, îmi place fata aia. Îmi place băiatul ăla. Și prietenim, ne prietenim. Marea problemă că ei n-au legământ cu Domnul și n-accesează planul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu are un plan desăvârșit pentru ei. După ce ai legământ cu Domnul, baza acestui legământ își cer să-mi descoperi care-i cel pe care mi l-ai rânduit tu. Amin. Și Dumnezeu răspunde, dacă ai uite. Majoritatea avem ofertele noastre. Venim din spate, facem legământ cu Domnul și Domnul spune, am un plan pentru noi, Doamne, tu mă interesează planul, mie îmi place de cu fata asta prietenez de-a ta vreme, băiatul ăsta e băiatul păstorului, de-a ta vreme prietenez. Te rog frumos să onorează și binecuvintează legământul ăsta am eu. Domnul spune, da, am eu. Pentru... Nu, binecuvintează. Și Dumnezeu știe ce face? Dumnezeu binecuvintează legământul pe care îl propunem noi și se așteaptă să-l urmăm până la capul. Vă aduceți aminte că era stâlpul din nori, stâlpul de foc noaptea. Și vin la Iosua niște oameni îmbrăcați cu zdrențe, cu pâine mușigăietă, vin așa și spun, când noi am plecat de acasă, pâinea asta era umedă. Când noi am plecat de acasă, hainele astea erau discoase din magazin, erau...
Și atât au durat drumul, așa departe suntem noi, când suntem. Din nord Dumnezeu nu a spus mincinoșilor. Nu a spus. Din nord Dumnezeu nu a spus, eu sunt diferențiază ăștia. Nu. Dumnezeu era acolo așteptat să fie întrebat. Așteptat să fie întrebat. El nu-i trebuie cu bocanci în sufletul tău să spună, știi ce e ceea ce ales tu, nu-i bine. Dacă îți place și vrei. De ce vrei? Și eu sau nu treabă de Domnul. Vine și face un legământ cu Gabaoniții. După care constată că l-au înșelat tot felul toate ăștia. În mod normal, eu s-o văd când încearcă să cotească. Doamne, ăștia m-au înșelat și Domnul știți ce-i spune? Eu s-o am. Respectă legământ. Doamne, te-ați făcut cu niște, hoți. Respectă legământ. Doamne, te-ai făcut cu cine? Respectă legământul. Mai târziu s-o gândit Saul cu idee, las că rezolv eu, eu sunt om, tu faci nimic, las că omor eu câțiva gabaoniți. Știți că a fost o foame de 3 ani în Israel, care continua și după foame de 3 ani, deci deja erodea, nu s-a stomac acum. David întreabă, Doamne, de ce? Și Domnul vine și spune, pentru că Saul a ucis dintre gabaoniți, ca foamea să înceteze, luați 7 din fiii lui Saul și spăjurați. Pentru că legământul a fost încălcat. Și atenție, a fost un legământ făcut sub înșelăciune. Și Dumnezeu s-a așteptat să-l onoreze. Nu e tare, dicul meu tânăr și tânăr, poți să-ți placă. Vin cu el înaintea Domnului și spui, Doamne, asta binecuvintează. Și Domnul spune, am un plan bun pentru tine, un plan de săvârșit, un plan pe care vrei, nu, ăsta e planul meu. În zona noastră avem destule situații de asta. O pus băiatul ochiul pe o fată și era un băiat bun, un băiat grozav. Un băiat care făcea slujbă, dar ia și ia. Toți cei din prejură spune, e foarte frumoasă, e foarte bună, dar nu e pentru tine, măi, toți vedeți. Da, ia și ia. Cu ea au venit înaintea Domnului și Doamne binecuvintează și Dumnezeu binecuvântare relația lor. Acum nu stă pe acasă. Nu-i place să iei pe acasă. Se duce peste tot, vine acasă numai rapid așa, pentru că nu-i vine să stea acasă. A constatat că nu-i pentru ea. Ea a constatat că ăla nu-i bărbatul ideal pentru ea. Dar i-au vrut la început să meargă înainte. Și Dumnezeu se așteaptă acum ca ei să onoreze ceea ce Dumnezeu a binecuvântat. E destul de dificil, dar înainte de a ajunge în situațiile astea, fiți atenți, frații mei, stimați părinți, vă rog, învățați-vă copiii lucrurile astea. Pentru că după aceea plânge toată lumea, dar degeaba plânge. Legământul cu Dumnezeu îl poți accesa după ce ai legământ cu El. După ce te-ai botezat în apă, fată și băiate, după aceea spune, Doamne, descopere-mi care ăla pe care l-ai rânduit pentru mine. Vă spuneam mai înainte că am întâlnit oameni care n-au dezvoltat nicio prietenie. S-a agățat de ei, ba fete, ba băieți, dar spuneam, nu, vreau să slujesc Domnului. Vreau să cânt în cor, dar să rămâi fată bătrână, dar să rămâi botei. Rămân cum rămân, eu slujesc Domnului care știe să-și respecte cuvântul. A făcut legământ cu Domnul și apoi continua să slujească Domnului. La un moment dat din viață, o simțit că sigur. Și o spus, Doamne, știi că până acum am cântat în cor, până acum am cântat în pampară, am cântat în orchestră, am mers în misiune, știi că până acum am trecut prin casa bădurii și orfanului, știi până acum, acum am nevoie de ajutor. Te rog frumos. Dăruiește pe cea sau pe cel pe care l-ai rânduit pentru mine. Și așa Dumnezeu vreme și împrejurări, când îi aduce unul de celălalt, nu sunteți frumoși, nu sunteți mai deștepți, dar sunteți potriviți. Îi binecuvintează Domnul și după 50 de ani de căsătorie, după 40, după 30, știți și declarații fac. Toate visele mele au fost spulberate și depășite de realitate. N-am visat niciodată că în viața de căsnicie poate fi așa de frumoasă. De ce? Pentru că Dumnezeu are un plan pentru noi. Unii îl accesează, alții îl pierd. Frații mei, știți de când nu puteți pierde de pe acolo? Nu stârniți dragostea la ei. Nu pierdeți vremea cu mesaje trimitându-le unor băieți care oricum vă vor lăsa în ceață. Nu. Trăiți pentru Domnul. Slujiți-L din toată inima. Și cereți-i Lui să vă dea. Permiteți-mi să vă mai citesc un pasaj biblic pe care nu aș vă cunoaște.
Îmi place că să las o liniște din asta așa aproape mormântală. Peste toată discuția și peste predica mea, nu știu, întrebările mai interesante. Multe. Cuvântul Domnului spune în Proverbe, capitolul 18, versetul 22. Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Și, atenție, accentul nu cade pe faptul că a fost el deștept și o găsit. Este un har pe care îl capătă de la Domnul. Deci dacă vrei să ai un partener bun, vă repet încă o dată ce v-am spus. Frumos găsești singur. Bogat, interesezi. Cu școală te interesezi. Din ea mare te interesezi. Bun, nu avem aparatură. Nu avem aparatură. Tot bordul pastoral nu poate să vadă dacă un om e bun. Singurul care poate vedea puterea lui în lume, că e bun, este Domnul. Și harul ăsta îl dă la unii. Atât. La unii. Ceilalți pune ce apucă. Eu o să o ia ce apucă. Celălalt ia ce apucă. Dumnezeu are un plan măreț pentru fiecare dintre noi. Și el planul ăsta îl desfășoară cu cei care îl onorează în legământ cu el, care îl slujesc cu el. Slăviți să fie Domnul. Acum este vremea ascultării de părinți, stimați tine. Acum este vremea să învățați. Acum e vremea învățării. Acum este vremea slujirii. Ziua căsniciei nu este o zi de semănat. Este o zi de secerat. Pentru foarte mulți tine, îi văd așa cu care vin ca miri și ca mireze și care spun, vin astăzi ca Domnul să mă binecuvinteze. Bun, dar ce-i semănat până acum? Piune-i fost. Păi unde am fost? Mi-am văzut de treburile mele. Bun, și azi ce vrei? Foarte mulți tine și închipui că în ziua căsniciei Dumnezeu are un stop de binecuvântare pe care oricum îi dă la fiecare. Nu, nu. Ziua căsniciei e o zi de secerești. E o zi când secer ce-i semănat până acum. Dacă ai cântat în orchestră, dacă ai cântat în cor, dacă ai slujit bisericii, dacă ai ascultat de părinți, dacă ai mers cu frații împreună, dacă ai menținut câte o zi de post, dacă ai fost la rugăciune, în ziua căsniciei spune, Doamne, dă-mi binecuvântarea Ta. Și Dumnezeu spune că ți-o dă. Nimeni nu poate fenta pe Dumnezeu. Nimeni. Stai pe afară și vezi că numai, să vezi mașinile din parcare, efectiv stai numai și joci fotbal, efectiv îți vezi numai din treaba ta, iar când vii în biserică spui, Doamne, dă-mi binecuvântare cum ai dat cu ăla care știe atât de ziua Biblia. Dumnezeu nu se lasă să fie bajocorit. Restul, ține o grămadă de păstori, restul, cât o grămadă de cor, restul, poți să aduci toate vipurile și toți cântăreții. Binecuvântare nu o primești decât în măsura a ceea ce ai făcut. Că ceea ce semeni, aceea vei, se cerea. De aceea vă rog tare lucru. Aveți grijă ce faceți când e prost. Nu stăniți dragoste înainte. Ultimul lucru pe care vreau să-l subliniez și ultima provocare, măreață, grozavă, dură, pe care o avem la oratală. Prima este ascultați de părinți, a doua, nu stăniți dragostea și ultima este feriți-vă de imoralitate. Trăim astăzi într-o vreme în care toate pârghile și barierele au fost date jos. Tocmai din cauza asta. Înainte erau oarecare temere, rușine. Toate astea au fost date jos, la o parte. Tocmai ca oamenii să ajungă cel mai repede la un anumit păcat. Există multe păcate în lumea asta. Omul mai scapă minciuni. Altul mai ia din ceea ce nu ia lui. Altul mai cu vorba vorbește iute și avea un păcat. Că sunt mânie. Și așa mai departe. Sunt o grămadă. Dar există un păcat care distruge abilitatea Duhului Sfânt de a lucra în noi. Atenție, cel mai mare har pe care îl avem este ca Duhul Sfânt să locuiască în noi. Omul e creat, nu noi ne-am creat, e creat ca să găzduiască pe Domnul. Pentru asta e creat el. Dacă n-a ajuns să găzduiască Domnul, găzduiește altcineva, dar cineva găzduiește. De aceea Sfânta Scriptură spune în 1 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 13. Mâncările sunt pentru pântece și pântecele este pentru mâncări. Și Dumnezeu va nimici pe unul și pe celălalt. Dar continuă. Dar trupul nu este pentru curvie. El este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Amin? Trupul nostru e creat să găzduiască ființe spirituale. Dacă nu-i Domnul, va fi altcineva. Va fi Mamona. Dacă nu-i Domnul, va fi veția. Dacă nu-i Domnul, va fi hoția. Va fi un alt Duh. Duhul Sfânt vine în noi să ne facă ori după chipul lui Iisus Hristos,
Ori dacă nu-i dăm voie Duhului Sfânt să fie în noi, vine altul care ne face să semănăm cu altcineva. De aceea unul dintre ucenicii Domnului a ajuns altceva. Și Domnul spunea, nu v-am ales eu pe tot 12, totuși unul dintre voi este un... Chiar așa. Da. Duhul de curat dinăuntru, modelase chipul său și nu mai era chip de Dumnezeu. Era chip de drag. Semăna cu altcineva. De aceea trebuie să fim plini de Duhul Sfânt. De aceea trebuie să fugăm călăuziți de Duhul Sfânt. Doamne ajută! Amin. Cea mai mare onoare pe care ne-o face Dumnezeu, stimați tineri și tinere, bărbați și femei, este că Dumnezeu de-a lungul timpului s-a revelat, a vorbit cu oamenilor. Venea Duhul Sfânt peste Samson și când vedea Duhul Sfânt peste Samson, Samson lua porțile unei cetăți, le ducea pe un deal și nu mai știu dacă le-au dus înapoi. Pentru că erau foarte grele. Când venea Duhul Sfânt peste Solomon, compunea niște proverbe, niște zicători, niște cugetări extraordinare. Când venea Duhul Sfânt peste David, David compunea niște profeții. Isaia, care a venit Duhul Domnului peste el, a compus practic fotografia răstignirii, Isaia 53. Dar Duhul Domnului venea peste oamenii ăștia și pleca la toți oamenii ăștia. Dumnezeu i-a anunțat că va veni o vreme cum n-a mai fost niciodată. Când Duhul va veni și nu va pleca. Când Duhul va rămâne, taina ținută ascunsă de veacuri, dar descoperită acum nouă Sfinților Lui, este aceasta, Hristos în voi, nădejdea slavei. Duhul Sfânt vine să locuiască în noi. Și atenție, frații mei, nu locuiește 8 ore când tu crezi tu, locuiește continuu. Și mult ne onorează Duhul Sfânt. M-aș fi așteptat ca Duhul Sfânt să vină într-un tânăr frumos, elegant, să vină Duhul Sfânt în el. În altul care-i șchiop, să nu vină Duhul Sfânt. În altul care-i mălicotrân, să nu vină Duhul Sfânt. În altul care-i chel, să nu vină Duhul Sfânt. Dar Duhul Sfânt atât de mult ne dorește că ne onorează și atunci când cerem, El vine în noi, slăvit să fie Domnul. Și nu vine în vizită, ci loc. Nu vine să facă din noi casă de vacanță. Nu vine în noi odată la 3 luni, ci vine și face din trupurile noastre temple ale Duhului Sfânt. În care El face slujbă non-stop. Noi ne culcăm și dormim noaptea. El face slujbă. Mijlocește cu suspine negrăite după voia lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. De aceea e frumos, frații mei. Este un păcat care distruge templul Dumnezeu. Care ia sacralitatea. Care îl ia. Și păcatul ăsta este prezentat de Apostolul Pavel și foarte clar e prezentat. Versetul 18 din 1 Corinteni, capitolul 6. Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Și ce spunem noi? Și Pavel continuă. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Păcatul ăsta asta face, frate. Cu toate lejeritatea pe care o avem astăzi, frații mei, merge. Mai cade om, mai cade. Frații mei, nu mai cade. De-aia avem Duhul Sfânt. Să trăim în Sfințenie, Doamne ajută! La asta am fost chemat. Nu spun că nu este recuperare. Nu spun asta. Dar spun că tinerii noștri și tinerile noastre, bărbații și femeii, trebuie să se păstreze curați, Doamne ajută! Toți suntem ispitiți, trăim într-o lume a provocărilor și a ispitelor. Dar curăția, putem să o trăim. Pentru că e posibilă. Doamne ajută! De aceea vă rog în seara aceasta, priviți pe textele biblice. Este o mare provocare. Văd asta societatea care râde de fetele care mai sunt la liceu și care sunt fecioare, sunt virgine. Râd de părinții care încă nu au avut experiențe sexuale. Râd de toți aceștia. Lasă-i să râdă, fratele meu. Lasă-i să râdă. Tu trăiești în Sfințenie pentru Domnul tău. Tu glorifică pe Dumnezeu. Și înalță-i numele. Pentru că altfel distrugi templul Duhului Sfânt. Dar vreau să spun, când ești necaz și în durere, când mergi și nu au ce-ți face, când prietenii te-au părăsit, când toți s-au depărtat de tine, câtă vreme Duhul Sfânt mai cântă în inima ta, câtă vreme Duhul Sfânt se mai înalță din inima ta, tu ai speranță, tu ai putere, tu ai har, tu ai tărie. Dar dacă Duhul Sfânt te-a părăsit și nu mai este acolo, ce să mai faci? Discutam odată cu o soră și îmi spunea că era într-o anumită comunitate și a căzut în păcatul ăsta cu un alt bărbat, era căsătorit. Am discutat, era ca și păstor,
pentru recuperare, pentru consolidarea familiei ei și pentru întrerupterea păcatului. Și curiozitatea mea a fost următoarea, soră, că te-ai fost botezat prin Domnul Duhul Sfânt, da. Ai vorbit în altele, da. Te-ai bucurat prin Duhul Sfânt, da. Ai avut stări înălțătoare prin Duhul Sfânt, da. Aș vrea să vă întreb, de când te-ai pocăit de păcatul ăsta? Când ai avut păcatul ăsta, ai mai avut starea aceasta, frate? Nici o dată. Nici o dată. Mai sunt cazuri. De ce? Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat afară de Dumnezeu. Cine păcătuiește și cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Și trupul tău este templul Duhului Sfânt. De aceea vă spun, este o mare provocare. Diavolul știe că pe pământul ăsta pe care el stăpânește, Duhul Sfânt vine și locuiește într-un tânăr de 16 ani. Îl botează Domnul cu Duhul Sfânt. N-are ce-i face ăsta. Efectiv, n-are ce face. Ăsta vorbește cu Dumnezeu într-un sistem pe care diavolul nu poate percepe. Pentru de-aia s-a dat vorbirea lui în ziua Sfințeții, frații mei. De-aia. Pentru că atunci când tu te rogi în românește, Doamne, nu mai am bani, trimite-mi niște bani, am nevoie pentru copii, am nevoie pentru prieteni, am nevoie pentru mine. Deasupra, spune Scriptura, sunt duhurile ale răutății care interceptează rugăciunea ta, care o pot vedea, care o înțeleg. Că o face în engleză, o înțelege, că o face în spaniolă, o înțelege, că o face în chineză, o înțelege, că o face așa, o înțelege. Și el spune, rugăciunea pleacă mai departe, până îți dă ție Dumnezeu răspuns. Lasă că punem noi un polițist să-ți dea amendă, că-i parcă amestec. Lasă că punem noi Cristianul să-ți mai tare din salat, să-ți dea afară. Până ajunge rugăciunea acolo. Ori rugăciunea ta poate fi interceptată și înțeleasă. Vorbirea în limbi schimbă ecuația. Și anume, Dumnezeu îi dă copilului său, botezat de Domnul Duhul Sfânt, un sistem de comunicație cu Dumnezeu pe care diavolul nu-l pricepe, efectiv. Permiteți-mi să vă citesc din 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 2. În adevăr, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu. Și nimeni nu-l înțelege. Și cu Duhul, el spune, taine. Imaginați-vă cel ce conduce politica lumii, economia lumii, este stăpânitorul lumii. Stă lângă un copil, lângă un bărbat, lângă o femeie, el conduce toți împărații în lumea acesta și n-are ce face ăsta. Ăsta vorbește cu tatăl lui într-o limbă pe care el nu înțelege, nu pricepe, îi spune taine lui Dumnezeu și nu numai atât, este zidit. Pentru că termenul biblic, Corinteni, capitolul 4, 14, versetul 4, spune în felul următor. Cine vorbește în altă limbă, se zidește pe sine însuși. Toate celelalte daruri trebuie să-ți dea să mizere. Eu nu pot acum, în momentul ăsta, să spun, slăbit să fie Domnul, ascultă bărbatul, predică cu putere Evanghelia, mergi înainte, eu sunt cu tine. Și dumneavoastră mă întrebați, frate, pentru cine vă zucă? Pentru mine, frate. Eu nu am dreptul ăsta. Profeție e dată pentru zidirea bisericii. Vedenie e dată pentru zidirea bisericii. Toate darurile sunt pentru alții. Eu pot fi bolnav și mă pot ruga pentru alții și să vindecă. Și eu pot rămâne bolnav. De ce? Că toate darurile astea sunt date pentru biserică. Singurul dar care mă zidește pe mine însumi, mă fortifică, mă însănătoșează, este vorbirea în limbi. De aceea Pavel spune, eu vorbesc în alte limbi mai mult, însumați, cât vorbești tu? Cât vorbești tu? Cât vorbești tu? Însumați, eu vă depășesc pe toți. De aceea era tare. Nu-i așa, frații mei? De aceea, Petru, eu n-am mai subliniat din prima seară, că nu am mai fost timp, vreau să închid și în parametri, în slujbe, n-am mai fost timp. De aceea spune lui David, viață în vederea rugăciunii. Altfel, sunteți surprinși de brasier. Altfel, sunteți desconspirați. Altfel, toată lumea știe ce doriți. Când vorbești în alte limbi, nimeni nu te poate intercepta și tu te zidești personal să vii să fie Domnul. Toate aceste aturi și binecuvântări se distrug pentru aventură. Toate astea. Toată frumusețea asta pe care o plătește Duhul Sfânt în noi. Toată onoarea asta. M-aș fi așteptat ca Duhul Sfânt când au frații 80 de ani, 90 de ani, să părăsească Domnul. Scârție toate încheieturile. Efectiv. Să părăsească trupul. Nu, Duhul Sfânt rămâne acolo. Ne onorează cu prezența Lui. Cu toate astea pot fi anulate de un om care își permite să iasă din perimetrul la care l-a așezat Dumnezeu. Stimați tine, iubiți frate și surori, aveți niște provocări în fața noastră. Este un plan măreț, unic, vremnic de Dumnezeul nostru. Un plan pe care l-am văzut de atâtea ori la lucru cu oameni care l-au crezut pe Dumnezeu, cu oameni care l-au servit pe Dumnezeu,
dai niște provocări în fața ta. Ascultă tata și pe mama, îi dai voie de Dumnezeu să-și desfășoare planul. Chiar dacă nu-ți convine, asculți, arăți că e în gura ta țărână, chiar dacă te supără anumite lucruri, consideră o lovitură, învață-te în fața loviturilor vieții. Învață-te să fii rezistent. Apoi, nu stămi dragostea până nu vine ea. Nu tot ce zboară să mănâncă. Foarte mulți tineri sunt înșelați astăzi, foarte mulți. Nu trăiesc cu Domnul. Mi-aduc și acum aminte de un caz, a fost mai multe, dar un caz, când un băiat a venit cu o mașină, cu un BMW ultimul timp, la o biserică și-a plândit cea mai frumoasă fată din biserică, cea mai pocăită fată, s-a interesat el așa și-o știa. A oprit BMW-ul ultimul timp, s-a dat jos, a mers la ea și a spus, Domnul mi-a descoperit că tu vei fi soția mea. Ca atare, uite, ca istoriața, hai să mergem undeva să servim ceva, a scos un team din bani, din buzunarul drept și a pus în cel stâng, ca să vadă ea. Ea a văzut și mașina, a văzut și teancul, a văzut și el era frumoșel și a spus, fiice, te apreciez, văd că ai o grămadă de-a lucruri, dar eu trebuie să fiu sigur că Domnul pentru mine a pregătit planul ăsta pe care mi-a spus tu. E bine că tu știi, dar eu vreau să fiu promis. Cât îți trebuie? Doar imediat când n-am timp foarte mult la de mână. Am venit că sunt șeful meu, lucrez într-un mare concert, deci după el, imediat. Și eu, dar n-am timp, deci mașina asta, imediat trebuie să rezolvi. Și fratele a spus, indiferent cât timp îmi trebuie, eu trebuie să mă rog, să postez, trebuie să mă consult cu frații, am frați care mă consult, și vreau să stau înaintea Domnului. Eu nu fac pasul ăsta la limpezală numai din cauza faptului că ești un ușel. Nu. Eu vreau să-mi trebuie Domnul. Băi, o dărăși de lepic eu dacă nu trebuie să văd ceva. Că eu oricum am zis măsor. Fata nu a avut prea multe documente. Nu a avut. Era o fată care lua cina Domnului, era o fată care mergea la biserică, l-a văzut pe el și un ușel, l-a văzut mașină, l-a văzut banii, toate erau foarte atractive. Dar înăuntru inimii ei ceva nu-i vedea voie. N-a avut nicio descoperire. Când a venit el după răspuns, a spus, te apreciez, îmi place de tine, eu sunt viora grozat. Îmi place de tine, mare problemă că n-am libertatea să merg cu tine pe drumul ăsta. Ți-a spus cineva ceva, întreabă el, nu știu nimic de la nimeni nimic. Nu știu, n-am libertatea asta și nu pot face pasul ăsta. Nu se poate lucrul ăsta, trebuie. Ai înțeles care e situația? Eu nu am libertatea asta înăuntru meu. Ai fost la și proroc pe mine. N-am fost la niciun proroc. La nimeni n-am fost. Nu-mi vine niciun proroc la mine. N-am libertatea să merg după tine, tu nu înțelegi lucrul ăsta. Nu pot merge. Vin, mă duc la alta. S-a dus la alta. Aia mai vine la rar la biserică. Tot ziua s-a aranjat, toată ziua și spița. Toată ziua era pregătită, se aștepta momentul vieții ei. Când a venit ăsta cu BMW-ul și cu banii, Dumnezeu te trebuie să aici. Foarte scurt a făcut nunta. După care a plecat înapoi în țara aceea, când a venit, și-a dat înapoi mașina la Dinolator, și-a dat înapoi banii, s-a urcat într-o garsonieră cu chirii la șiretasul șerpi la Curibu, acolo, și ea dintr-o dată s-a trezit fără călăuzire. Ce-am făcut eu acum? Și el și-avea și antecedente. Iubiții mei, aș vrea să vă spun, Dumnezeu are un plan grozav pentru tine. Da. Nu ți-l spica. Lasă pe Dumnezeu să aibă. N-am timp să stau cu dumneavoastră să vă povestesc din viața mea, din viața altor colegi ai mei. Dar consider că în seara asta e suficient ceea ce am dorit să vă spun la această slujbă. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Atunci când vorbesc cu tristețe, trebuie să bănuiesc cu unor tineri, le vorbesc cam târziu. Unora le vorbesc cam târziu. Unii dintre tine și dintre tine, o să vedeți că vin la adunare, nu prea au chef de stat asta. Inima privesc într-o parte în alta. Nu-ți captivați de predică, nu-ți captivați de nimic, sunt la vânătoare, atâta tot. E cam târziu. Eu am vorbit în seara aceasta celor ce încă mai au ceea ce trebuie. Celor ce încă pot face legământ cu Domnul și îl pot cinsti cu curăția și cu simplitatea lor. Dumnezeu să-L ajute. Pentru restul avem recuperare. Pentru restul avem pocăință. Dar pentru cei care încă sunt pe calea Domnului, îi invit, rămâneți în sfințenie pentru Domnul ca să contemplați lucrarea frumoasă pe care o are El pentru voi. Amin. Amin.